1 februarie 2024, zbor de bucurie, cum îi spunem. Albinele avem peste 11 grade la umbră. Deja albinele noastre și-au făcut zborul, că e ora 2 când filmez. Mai sunt câțiva întârziați. Toți sunt pe metereze. Opa, hopa, ia să văd dacă mă nămolesc pe aici. Op, op, hai că am reușit. Ia uite, fetele. De aia le-am făcut aici să aibă așa și ca o mică pistă de zbor. Da. E bine, hai să dăm turul de orizont. Aici la amărășteanul ăsta al meu. Ăștia, unitățile astea biologice, făcute mai târziu, zboară mai puțin, dincolo mai mult. E normal, ăștia au populații mai mici, ăștia au populații mai mari. Așa, opa, opa, uite. Hai mă că zboară și ei, mă. Ia, ia, să vedem pe amărășteni ăștia, pe mexicani, vorba unui prieten. Uite, îl vedeți dacă n-are nevoie să zboare, aici vedem o albină, două în față, la înăuntru e altă. Uite, a mâncat o pungă, acum se ridică și se pregătește de punga astălaltă, să o mănânce. Am trecut și în partea astălaltă. Am văzut, sunt apicultori pe care invidiez pentru că au timp să desfacă stupii. La mine timpul e foarte scump. Ia uite, toți sunt pe metereze. Ia uite, unii încep să scoată pungile. Hai copiii. Da. Toți sunt pe metereze. Ia uite, și aici. Hai că să prindem și la... Ia uite ce vă spuneam de pungi. Ma! 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 Găini. Ia uite, au venit niște găini la mine în curte în vizită. Ia uite. Ia uite. Ia. Gata. Gata. Toți stupii au trecut pe treabă. Ia să ne... Uite, biboxul e în acțiune. Ăsta n-a mâncat. Nu mâncase, adică punga n-avea nevoie. Ăsta a fost sătul din toamnă. Ia să vedem dacă a venit căldura. Ia să aud altul. Ia uite, vedeți, aici e diafragma. Și uitați albinul după diafragma. Au ce după diafragma. Ia să dau punga asta afară. Gata. Azi e zi bună de dat pungile afară. Da, da, da. Hai să mai vedem și pe următorul. A, ăsta nu, ăsta e sătul. Ia să vedem pe sătulul de lângă ăsta. Iată, lui ăsta trebuie să-i mutăm diafragma. Să-i dăm o ramă după diafragmă. Are punga aici. Are punga. Iată, vezi? O să scoatem o ramă. O să strângem. Și acum hai să fugim, că mă sună Marian, hai să mergem la stupina urbană. Am sosit și în stupina urbană, am mai prins puțin soare. Băieții ăștia la mine mi-au demolat solarul și mi l-au mutat. Au fugit cu el în spate. Uite, Mariana a fugit cu solarul și mi l-a adus aici. Uitați-vă și voi, fraților. Uitați-vă, fraților. Hai să ne uităm la ăsta la care am dat sirop, dacă mai trăiește. Că prietenii mei au zis, domnule, dacă îi dai iarna sirop de zahăr, o să moară, domnule. Pe cale de consecință, noiembrie, decembrie, ianuarie, în fiecare lună, o pungă de 800 de grame de sirop. Și am mai dat și un supliment, că am mai găsit
o pungă de asta pierdută și am băgat-o tot aici. Așa. Ca asta așa, nimic nu se pierde. Asta a fost cum ieri. Da. Las că le punem la sfârșit, marnică. Pune acolo, apoi n-ai luat alea. Asta a fost, asta am pus-o eu. Am găsit o veche, dă-o deoparte. Așa. Cu sirop. Bă, astea sunt albini, dar dă-și tu albinile alea, mămânule. Nu le omoră, mă. Bă, mare. Să întorc invers punga. Păi da, mă, dar nu, că sunt și pe partea altă. Fii, mă, și tu băiat sovietic. Fii băiat sovietic, pravoslavnic. Am fost mai chior. Așa. Nu le-am văzut. Așa, gogle. Altceva. Fetele, sunteți acasă? Uite ce m-am împiedicat. Tot așa, marică, să scoatem de pe mijloc, să vedem dacă avem puiet. 1 februarie. Ați văzut la Mărgărete, zburau, dar n-am mai stat acolo. Am venit repede. Două. Poți să scoți și două dată, nu-i problemă dacă ți-e ușor, Mariane. Nu, că s-a lipit și nu contează. Vezi acolo cum poți, cum reușești. Cum reușești, tătuțule. Hai să vedem. Așa, într-o vizită de asta, fulger. Cric blitz. Auzi potera. Vine potera. Aha, ăsta băga siropul. Scoate și tu pe aia alta mai neagră, că asta n-are nimic. Are numai... A băgat siropul. A băgat siropul. Mai spalte mă pe față. Mai bărberește-te. Ah, ce mi-a dat la ochi. Din dragoste, mă, din dragoste. Ia. Opa, ține așa. E, te vezi? Gata, a început să căpăcească. E, o ușoară înăuntru. Ia întoarce și pe partea altă. Nu, asta e... Stai, unde e puietul, că mi-am pierdut... da, uite, și aici a început să... da. Da, încăpăcește, da, bun, las-o. Că și pe următoarea văd puiet, iar adică, gata. Deci, la întâi, dacă a început să căpăcească, e puiet de 10 zile, deci a început undeva 20-21 ianuarie. Treaba exact cum scrie cartea. Da, și aici a început, las-o așa. Începe să căpăcească. Gata, bun. Bagă Mariana, închide-l. Are și aici? Da. Are și aici, da. Două, gata, bun, ia țin-o alea în sus. Gata, deci a început treaba. Deci, la râmnicul sărat, a început treaba în jur de 20 ianuarie. Marnică, să nu-i dai unul la jos, tati. Nu. Pui pungile și după aia mergem și la un B-box. Să vedem un B-box. Ia să vedem ce mi-au făcut oamenii ăștia aici. Mi-au donat irigațiile, mi-au demontat. Mi-au înjumătățit solarul. Ia uite, bă. Ia uite. Uitați-vă și voi. M-a lăsat cu jumătate de solar. În schimb, o să avem și noi acum ăsta, smochinul. Evodia. Evodiu. O să crească alunul. Că pe ăsta urmează să-l tragem mai încoace solarul. Să rămână, că sunt niște pomi deosebiți. Vă spun că smochinele au mâncat albinele. Astă toamnă erau foarte coapte și era o nebunie pe albine. Aici o să mai facem o mică baterie de stupi. În zona asta e eliberat. Dar trebuie să mai trag jumătate de metru solarul. Perfect. Hai tătuțu să vedem puțin și ăștia biboxul sunt în fundul gol. Ia să văd ăsta cu fagurile construite de ei. Ia să vedem dacă pe ăsta îl deschidem. Asta e, așa. Bagă fum pe dedesubt. Nu mai vreau să fii maltratat de albine, Mariane. Te rog frumos. Nu te mai lăsa maltratat. Nu, lasă-le acolo și că le punem la loc, Mariane. Nu le mai... Da, și ceva, pune cumva o piatră să nu... Că o ia vântul. Așa, gogule. Așa. E, și nu mai bine, scoatem din partea stângă.
cei ca lumea la B-box-ul ăsta, că scap de împachetat, stupid. Și vă spun, nylonul ăla, bine, ori nylon, ori pânză de aia, pun ca să nu mai crească, asta e că n-am hrănitoarele acei, să nu mai crească. Dar oricum trebuie să fac ceva, că uite, e condens mare aici. Ia uite. Deci, miere. Da, lasă jos, de astea oricum, deci la astea nu le-am dat absolut niciun sirop, nimic, că nu am, nici n-aș avea cum să le dau un fel de... De, am văzut-o și pe aia mai subțire, că de ei am scos-o. De sirop la ăștia. Asta e plină cu mierii. Da, las-o, da. Se vede, se vede. Noi mergem să vedem dacă ăștia în curul gol au început... Haide, mă! Nu vreau. A, nu, asta e plină cu mierii, la cât de grea. Păi, dar numai după greutate îți dai seama, nici n-are rost să... Hai, nu, dă-n amândouă părțile, că ne fiind deschis. Hai că astea o ramă mai de... Dar și are propolis. E lipită și de fund. E lipită de... așa încet. Băi, vezi cât te atingi de ramă asta altă. Nu te uita spre exteriorul cuibului. A pregătit de oat, dar nu este. Bagă acolo. Oh. Uite, ia uite, ia o tălmarene. Da, uite și căpăce mai încolo. Ah, dar toată eu pe la nu l-am văzut. Deci, uite, lărvuțele. Acum ia întoarce pe partea altă. Suflolec. Suflă că e și acolo la căpăce. Gata, da, este. Da, da, și larbi. Da, pe da. Ei, n-avem noi lumina. Bag-o la loc. Hai să ne mai uităm la una și atâta. Așa. Deci și aici la B-box-uri, stupi nestrânși, neîmpachetați, în curul gol, în fundul gol, scuzați. Asta e mai albă. Da, pe, de aia zic, se duce pe aia la altă. Și mire la fel că, da, uite ce-mi place, nu că mai roleacă de păstură. Bravo, bravo, întoarce-o pe partea altă. Bravo, pregătește, nu mai bag-o la loc, strânge cuibul. Deci, a început activitatea și B-box-urile, chiar dacă sunt în fundul gol. Avantaj la B-box, bine ca și la mer, nu strângi, nu împachetezi. Da? Asta e marele avantaj. O să vedem noi la primăvară. Deci, și clar, nu dăm, acum sincer, destul pe ăștia, am și avut grijă în toamnă și le-am băgat vreo 3-4 hrănitoare cu sirop și vedeți că nu o să le dăm. Vezi că ai băgat-o invers, să fac cum era în față, cum era spre cuib, țărane. Așa, înțelegeți voi, oameni buni, acum cam cum stă treaba cu apicultura. Eu caut metode cât mai simple de a face apicultura, să renunț la cât mai multe manopere. Chiar era un tip care spunea că au luat în 80 de stup, care 80 de stup și a căutat să-i verifice de puiet. Păi pe mine mă apucă groaza să stau la sfârșit de ianuarie, început de februarie, să deschid 80 de stupi. Și gata, am deschis pe ăștia doi, să rămână pentru masă, sănătate, știm ce avem de făcut. Gata, cam asta e treaba. Gata, Marine, că mersi mult, ia fumul. Dă-i pedală, continuă. Ah, stai să dau cheile la mașină, mă, până termină filmul, vezi că ți-am adus și lemne. Ah. Așa. Acum vă mai spun și cu solarul, că nu mai îmi permiteam apă, fraților. E apa la râmnicu, e 20 de lei metru cub, că plătesc și canalizarea la ea. Și nu mai am jumătățit, că am dat, asta vară dădeam câte 800 de lei la apă. Las urmă asta, nu mai. Facem apicultură, că e mai ieftină apicultura decât grădinăritul la râmnicul sărat. E bine, se anunță din ce în ce mai cald. Ia o tine, nadorul mea, tăia și via. O facem frumos aici. O să mai vin cu alte filme, o să mergem și pe celelalte vetre, să vedem cum stă treaba. Până acum...
treaba este super, super ok. Până data viitoare, al vostru Dragoș Gavrilă vă urează numai bine, sănătate, fericire!